astăzi atacăm produsele care m-au dezamăgit. Așa fi. Revin astăzi cu un clip rapid pentru voi, cu produsele care m-au dezamăgit în ultima vreme. Nu sunt multe, dar vreau să vă vorbesc despre ele pentru că trebuie neapărat. O parte din ele chiar m-a supărat foarte tare și de-aia vreau să vă vorbesc despre ele. În cazul în care vă bate gândul să le luați, eu zic să mai așteptați, să mai căutați alte opinii sau să vă orientați către altceva. Cel mai bine. Avem așa, 2, 4, 6 produse și o să începem cu cel care a intrat cel mai recent în lista mea de produse care nu mi-au plăcut, și anume acest scrub pe care l-am găsit în DM. Este un scrub cu cărbune și m-am gândit eu că pentru acele zile, pentru zilele acelea, Jesus Christ, în care am nevoie de o exfoliere suplimentară, în care simt eu că pielea mea vrea să fie mai des exfoliată, pentru că sunt și zile din astea, zic, n-am stricat un exfoliant din asta. Și plus de asta are cărbune și știți că îmi plac foarte mult măștile cu cărbune, chiar dacă am ten uscat, sunt în continuare fana lor și zic, hei, poate merge ca mască, măcar așa local, pe barbă sau unde mai am eu probleme din când în când. E un dezastru. Deci a fost un dezastru produsul ăsta, m-am zis, îl găsiți în DM și mai sunt și alte produse în gama asta. E în primul rând foarte, foarte, foarte parfumat și nu suport chestia asta. Și în al doilea rând are așa o textură uleioasă, slimy, ca să zic. Ce Dumnezeu face ăla acolo? Așa, are așa o textură slimy, așa zici, că îți întinzi grăsime pe față. Și pe lângă asta, particulele alea care se vor exfoliante nu sunt suficiente. Mi se pare că nu sunt suficiente și chiar nu am văzut să exfolieze nimic. Deci, da, nu face nimic. So, yeah. Tot din DM, dacă tot am deschis capitolul ăsta, intră acest mic spray de fixare de la Alverde, pe care l-am luat undeva prin decembrie. Eram eu prin DM și am văzut acest spray de fixare și zic, hai. Și zic e aici că este pentru ten sensibil sau ceva de genul ăsta, ar avea extract de mușețel și ți-ar fixa machiajul. Efectiv, ai senzația că te dai cu apă pe față, asta odată, și în al doilea rând, nu știu de ce, am senzația, cel puțin, s-ar putea să fie doar în mintea mea, dar am senzația că îmi lucește față foarte tare. Adică mi-a adus aminte foarte tare de perioada în care aveam acne și aveam tenul gras. Și n-ar fi o problemă, că eu am ten uscat, știți că deja de câțiva ani bun mă plâng de chestia asta și vă tot bat la cap cu toată treaba asta și n-ar fi asta neapărat o problemă, dar arată rău! Adică chiar arată foarte rău, nu știu. Și pare rău că e Alverde, se presupune că Alverde ar fi o marcă de cosmetice ceva mai clean, așa. În plus de asta, uitați-vă și voi cum rămâne pe piele, deci are așa un pulverizator, hai să zicem că atomizatorul ăsta n-ar fi neapărat o problemă, dar când ajung stropii pe tine, uitați cum rămân și... Da, n-am nevoie de așa ceva în machiajul meu. Și apoi, o surpriză pentru mine a fost această mascara de la Maybelline, de Colossal, 100% Black sau 100% Black, pe care am luat-o de Benotino, dacă mi-aduc eu bine aminte. Parcă de Benotino am luat-o, nu mai țin minte. Și acum, nu știu dacă mascara este veche și a stat în depozit foarte mult sau este o problemă cu The Colossal 100% Black. Pentru că efectiv mi s-a scurs pe față, așa. Deci am luat-o cu o zi înainte să merg la filmarea aia la emisiune. Și mi-a gândit, vă zic și de ce cotrobui pe aici. Am folosit-o cu o zi înainte să merg la emisiunea aia. Știți că a fost la o emisiune prin ianuarie, parcă. Și am folosit-o cu o zi înainte și nu mai bine că am folosit-o cu o zi înainte, că asta era programată să o folosesc când mergeam la emisiune și am văzut că mi se cernuse toată, eram toată numai punctulețe pe aici, pe dedesubt. Deci am umblat în sertar, pentru că astea sunt două răposate, mascara de Colossal pe care le am eu, asta Smoky Black, de Colossal Smoky Black și asta la altă de Colossal, de o lansară anul trecut, așa, o relansară.
astea mi-au plăcut. Deci de-aia zic, nu știu dacă a fost o problemă cu mascara asta, că a fost ținută undeva aiure, a fost, s-a întâmplat ceva cu ea, nu-mi dau seama, dar m-a dezamăgit. Și n-am putut să o folosesc. Și că tot vorbeam de mascara ciudate care m-au bulversat. Asta de la Essence. Vă aduceți aminte că vă povesteam eu la un moment dat că mi-a trimis o Eugenia, mi-a făcut o Eugenia cadou. I Love Extreme asta roz și că acum am cumpărat-o ca să văd dacă la fel e bună, pentru că v-am zis, experiențele mele cu produsele de la Essence, cu mascara de la Essence, au fost cam tragice, adică eu nu am înțeles bine cu nicio mascară. Ce credeți? Asta n-a mai fost bună. Deci, Eugenia, nu știu ce faci, dar de acum încolo te însărcine să-mi cumperi numai tu mascara de la Essence, pentru că aparent ce cumperi tu e bun, ce cumpăr eu nu e bun. Da, este exact aceeași mascara, am cumpărat-o și la fel mi se cerne toată pe aici. Și mi intră în ochi și mă psâcâie, știți, și mă deranjează și nu știu ce se întâmplă, nu știu dacă e vorba de depozitare, nu știu dacă e vorba de ce e vorba, dar ceva e în neregulă, deci ceva mă deranjează și nu-mi place și nu e bine și așa că da, pare rău. Următorul produs l-ați mai văzut voi la mine și l-am mai pus într-un clip din ăsta cu produse care nu mi-au plăcut, după care a venit școala de beauty vlogging și l-am folosit, a trebuit să-l folosesc din nou la școala de beauty vlogging și zic hai să-mi mai dau o șansă și a fost jalnic, horror, groazic, nu știu, e... Cred că singurul anti-charcan cu care nu mă înțeleg bine, de fapt mai sunt vreo două, dar ăsta este ultimul. Sunt foarte puține anti-charcane cu care nu mă înțeleg. Dar ăsta chiar îmi pune capac. Și este infailibilul ăsta, anti-charcanul de la Infailibla. Îmi place pudra foarte mult. Îmi place... Ce mai place de la Infailibla? Ce mai am? Cam atât am din gama Infailibla. Mi-a plăcut mult fondul de ten la matifiant când aveam tenul gras, deci dacă vreți, dacă aveți tenul super, super gras, luați Infailibla, ăla mat, este super, super, super matifiant fondul ăla de ten și rezistă foarte bine, deci este un fond de ten genial pentru persoanele cu ten gras. Este unul din puținele fonduri de ten super bune pe care le-am găsit eu la vremea când aveam tenul gras și cu care mi-a rămas așa întipărit în minte cât este de bun. Acum nu mai pot folosi. Pe celălalt, pentru ten normal uscat, nu l-am folosit. Mă bătea chiar astăzi, mă bătea gândul să-l cumpăr, dar nu știu de ce nu l-am cumpărat. Mai am fondul de ten și vreau să mai termin din ele. Așa, dar ăsta nu înțeleg de ce. Mi se strânge sub ochi, mi se adună, mi adună pudra și știu sigur că este de la anti-charcan pentru că nu pățesc chestia asta, nu o pățesc cu alte anti-charcane și folosesc aceeași pudră, folosesc același burețel, folosesc aceeași tehnică, adică nu schimb nimic, folosesc aceleași produse sub ochi de skincare, deci nu schimb nimic și e clar că e problema de aici. Din păcate nu mă înțeleg deloc cu Infailibla și l-am refolosit în clipul ăla, a trebuit să fac un clip cu machiaj atunci și l-am refolosit, dar nu mi-a plăcut, nu-mi place cum se vede pe mine cel puțin, pentru că am zona asta și destul de uscată și efectiv nu-mi place cum arată. Apoi, asta a fost o greșeală și efectiv nu știu de ce am cumpărat greșeala asta, pentru că știam că o să fie o greșeală, dar zic hai să mai încerc o dată. Eu nu mă înțeleg cu gelurile de duș clasice de la Nivea. Nu m-am înțeles, cred că niciodată. Nu mi-au plăcut niciodată și totuși, odată la câțiva ani, le dau o șansă. Poate s-a schimbat ceva? Poate s-a schimbat ceva? Poate e în toane mai bune? Poate Nivea astăzi mă iubește? E, aparent, Nivea nu vrea să mă iubească. Eu vreau, dar ea nu vrea. Și e vorba de gelul ăsta de duș. Fraților, deci miroase într-un hal. Doamne, deci, e odios mirosul. Are un miros așa combinat de săpun cu ceva chimic. Ai, de capul meu, de fiecare dată când îl foloseam, mai am în el. Dar de fiecare dată când încercam să-l folosesc, când venea mirosul ăsta și zic hai, treci peste că e gel de duș, e... Pe lângă asta usucă pielea foarte tare, deci gelurile de duș de la Nivea, mă rog,
nu e aparat o problemă pentru că toate gelurile de duș astea din comerț, astea standard, usucă pielea. Adică eu n-am întâlnit unul care să nu usuce foarte tare pielea decât dacă este unul foarte hidratant. Alea de la Lactovit, alea nu usucă pielea. În rest, toate scâmpecele și știți, toate scam ca ce, indiferent ce scrie pe ambalaj, toate sunt cam în aceeași zonă, cam toate scam la fel făcute. Și zic, hai, totuși, e gel de duș, n-ai bil speli și rămâne pe mirosul ăla pe piele și iar un miros. Da, facem baloane. Puh, aoleo, deci e groaznic, e groaznic și nici n-am putut să-l termin tocmai din cauza mirosului. So, we don't like you, I'm sorry. În schimb, ce-mi place foarte tare de la Nivea este uleiul ăla de curățare, de demachiere. Genial! Deci uleiul de demachiere de la Nivea. Big thumbs up. Asta, nu, mulțumesc. Așa. Știu că mai sunt unele noi, dar apărute acum recent, da. Mă credeți că nu mă tentează? Penultimul produs este tot din gama asta de baie și făcut spume. Este acest spumant de baie pe care l-am luat de pe import direct, ce să vedeți. Care părea foarte promițător, care așa winter, nu știu ce, limited edition winter, by Telespet, habar n-am, nu știu ce brand e ăsta, mirosul n-ar fi rău, n-ar fi rău, miroase puțin a salon din ăla ieftin așa, a cheap salon de coafură, dar n-ar fi rău, adică un miros relativ plăcut, problema știți care este? Că se vrea fi spumant de baie. Și nu este. Nu face spumă. Dacă ați văzut pozele de pe Insta Story de la mine în care că eu când stau în cadă îmi pozez picioarele, inevitabil. Pentru că da, pe ce să vă privesc de minunata priveliște a picioarelor mele în apă, în cadă. Și dacă ați văzut poze pe Insta Story cu mine în cadă fără spumă, e pentru că pusesem ăsta, de-aia n-avea spumă. Sau dacă aveam așa doar un strat subțire de spumă, iar pentru mine așa ceva este inacceptabil, dacă mă întrebați. Da, nu știu dacă să-l termin, sincer, că are sens, adică e... Mai am cam atâta din el și... Da. Și ultimul produs. Și cel care m-a enervat cel mai tare. Și m-a enervat pentru că... Pe de o parte îmi place mult de tot, dar pe de altă parte îl detest din suflet, deci îl detest cu atâta pasiune cu cât îl iubesc. Da, v-am zis eu că există un produs cu vitamina C pe care îl testez și care mă scoate din sărite. Ei, și am ajuns la punctul în care trebuie să elaborez această afirmație. Și acel ser cu vitamina C este ăsta, care știu că e super popular pe net. Mai e bun, are vitamina C pură, dacă mergeți la clipul meu cu vitamina C, o să înțelegeți că e bun. Adică respectă toate principiile alea de bază ale vitaminei C pure de acolo din clipul ăla și își face treaba. Adică își face treaba, nu spun că nu este eficient și nu spun că nu își face treaba. Doar că miroase atât de puternic, are un miros atât de puternic, floral, chimic, e total artificial mirosului și total inutil, dacă mă întrebați. Miroase a la Viebel combinat cu încă vreo 10 parfumuri florale de la Lancome. Eu așa l-am descris la toată lumea. Deci este la Viebel plus toate parfumurile florale pe care le găsiți la Lancome. Cam ăsta e mirosul lui. M-am uitat pe lista de ingrediente. Are alcool și parfum și sunt fix ultimele două ingrediente, și alcool și parfum. Dar nu înțeleg de ce miroase atât de puternic dacă sunt ultimele ingrediente. Deci este super, super pregnant mirosul și se rămâne pe față și îl simți. Lăsând la o parte faptul că mi-am făcut mâinile portocalii, dar v-am explicat în clipul cu vitamina C de ce mi s-au îngălbenit mâinile, da? Nu mai reau că așa. El și-ar face treaba, și-ar fi excelent dacă n-ar avea parfumul ăsta care mă scoate din sărite. Nu înțeleg ce rol are parfumul ăla acolo, nu înțeleg de ce trebuie să fie atât de parfumat. Având în vedere că are acid ascorbic în proporție de 15%, înțeleg rolul alcoolului, care este un fel de conservant acolo și care ajută să nu se oxideze atât de repede acel acid ascorbic, adică vitamina C.
Deci pot să înțeleg rolul alcoolului. Acolo, în coada listei de ingrediente, este fix penultimul alcoolul, iar parfumul este ultimul. Dar dacă e parfumul ultimul ingredient, de ce miroase halul ăsta? Într-adevăr, nu sunt foarte multe ingrediente. Dar miroase infernal, deci nu-i înțeleg rostul. Găsiți alte opțiuni. Există alte opțiuni de seruri cu vitamina C pură pe care să le folosiți așa în cure dacă vreți și nu trebuie să vă supuneți la chinul de a simți mirosul ăsta. Dacă nu vă deranjează mirosul, go ahead, n-am nicio problemă, faceți ce vreți, dar pe mine mă deranjează mirosul și este deci îmi pare rău. Știu că este un produs super hăipuit în online și știu că este un produs foarte celebru și știu că este un produs care circulă așa prin lumea Instagramului în mod special, dar mi-aș fi dorit ca cineva să fi menționat detaliul ăsta. Bă, pute! Știți? Putea flori. Putea flori de plastic. Cam așa e mirosul. Sau de plastic. Asta ca să știi. Adică e bun, dar putea flori de plastic. Știți? Dacă era mențiunea asta, eram total fericită și nu mă atingeam de el. Dar așa... Yeah. So, astăzi în fise, cam astea au fost produsele mele care m-au dezamăgit, care nu mi-au plăcut. Aș vrea să știu dacă voi ați încercat produsele astea, cum vi s-au părut, dacă vouă v-au plăcut, ce alte produse v-au dezamăgit. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta, pentru că v-am zis că YouTube-ul se joacă cu nervii mei grav, cu neuronii mei, dansează așa pe neuronii mei YouTube-ul în perioada asta și mă stresează cumplit, și un share și un like și un comentariu de la voi ar fi mai mult decât apreciat. Și dacă vă și abonat, vă sunt extrem de recunoscătoare, da, extrem de recunoscătoare, și dacă mai vedeți și pe Instagram, you are my family. So, gata, v-am pupat, vă las, ne vedem în următorul clip. Ciao! Așa fie.